numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preoțelnice, Părinte, preacuvioase, Părinte, preaviso, surori, să vi se vedem. Mulțumim Lui Dumnezeu că am ajuns pentru prima dată în adunarea din Crâșa. Acum un an treceam pe aici tot cu frații și am zis să ne oprim la adunarea la Crâșa, că ne așteaptă frații. Și nu știu ce s-a întâmplat, că nu am mai trecut pe aici. Și am zis, n-am fost vremeți. Am fost vremeți să fim cu frații. Pentru că trebuie să trebuie ceva mai mult. Un cuvânt mai puternic. Dar nici nu-mi slabi. Deci ea, în curs de cuvinte, pentru că venim de la Certege și ne-am oprit și la Florești, pentru că frații au avut o soră de acolo, de la Galați, care a căsătorit aici botezul, și prin cunoștință ne-a invitat și noi acolo. Dar am stat foarte puțin și am venit aici, în adunarea feților voastre. Sigur că niciodată nu este rău că sunt mai multe adunări. Dar să fie în același Duh. Vorbim astăzi despre Sfinții români, ai neamul nostru. Și când privești peste țara noastră că a avut Sfinți, am fost despărțiți. Moldova de parte, țara românească, Ardealul, Basarabia, dar rând pe rând s-au unit. Și astăzi este o Românie mare, chiar dacă s-a mai știut bine. Dar am avut Sfinții aceștia care au venit. Ștefan cel Mare, care astăzi în numele Sfântul, a sunat drept să nu vină peste credința cea adevărată, cea întreime, să nu vină altă credință. A fost o mare jertfă. Ca astăzi să nu credem altceva. Și în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că celelalte religii nu știu unde se vor duce. De ce a preiubiții noștri, Sfânta Evanghelie de astăzi, aș vrea să citesc câteva cuvinte, sau chiar toate, pentru că ea vorbește despre Sfinți, despre Sfinții Apostoli, la care spunem noi că s-a continuat, s-a ajuns până la noi. Și așa este. De la ei au venit învățătura aceasta a Sfintelor Scripturi. Ei au venit, ei au făcut apostoli și mucenici până în vremea noastră. De ce ne referim la Sfinții noștri care s-au ridicat în biserica noastră și în neamul nostru, în vremea noastră? Chiar dacă a trecut atâția ani, dar învățătura bisericii cea sănătoasă a rămas. Și Dumnezeu, la vreme potrivite, a trimis un apostol și un sfânt și pentru neamul nostru. Așa cum la vremea potrivită vine Domnul Iisus. Peste atâția ani care poporul Israel aștepta un izbăvitor. Iată că a venit un izbăvitor pentru poporul Israel.
Iată, a venit un sfârșit pentru poporul român. Dar nu am niciun deprinis. De ce mare aceasta? De sfințenie aceasta? Spune fratele Traian că lucrarea voastră este lucrarea de mântuire a bisericii noastre și a multor neamuri. Și noi aproape că ne putem mântui pe noi. De ce este mare nevoie, preaibiții noștri, să ne smerim în fața lui Dumnezeu? Să ne suportim, noi suntem nevrednici, noi suntem nevrednici, noi suntem păcătoși, noi suntem cei care am greșit. Dacă acuzăm totdeauna pe altcineva, nu mergem spre Dumnezeu. Și Sfânta Evanghelie de astăzi spune de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 4, cu versetul 18, pe când umbla lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mereje în mare, că erau pescari. Și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, în tate, lăsând mrejele, au mers după el. Și de acolo, mergând mai departe, au văzut la unui frat. Pe Iacovul Zebedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedeu, tatăl lor, dergându-și mrejele și exemat. Ei, îndată, lăsat corabia și pe tatăl lor, au mers după el. Și a sărbătut Iisus toată Galileea, învățându-i sinagogile lor și propovăduind Evanghelia Împărăției și tăgătuind toată boala și toată neputința în popor. Și s-a dus vestea despre el în toată Siria și aduceau pe toți cei ce se aflau în suferință, fiind scuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lănate, pe sălbănoși și îi vindeca. Și mult energia după el, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Preiubiții noștri, când privim Sfânta Evanghelie de astăzi, când Domnul a trecut pe lângă Marea Galileie și i-a văzut pe acești pescari, și cum ne-a chemat să vină să-i facă pescari de oameni, au lăsat totul și au mers după Domnul. Și ceilalți doi frați, și chiar toți ceilalți Sfinți Apostoli, când Domnul le-a chemat, au lăsat și vama, au lăsat și celelalte lucruri și au mers la Domnul. Când privim la Sfinții noștri din lucrarea noastră, când Domnul le-a chemat, au lăsat totul. Știm așa de bine despre Părintele Iosif din tot ce am citit, cum a lăsat totul și a venit în lucrarea lui Dumnezeu și a făcut această lucrare. Și Dumnezeu l-a curățat de toate lucrurile, să rămână singur și să lupte pentru această lucrare. Pentru că este foarte greu de dușit aceasta. Hai, frate, să mergem la adunare. Păi nu pot, că am problema cu tare. I-am lăsat totul și am mers. Și venind mai încoace la fratele Marie, fratele Traian, și mă gândesc la toți frații care i-am cunoscut în zonele noastre, la adunările noastre. Când Domnul i-a chemat, au lăsat totul. Au lăsat ugoarele lor. O lăsat interesele lor și au mers după Domnul și au mers să ducă Evanghelia aceasta, care astăzi a ajuns până la noi. Și o vedem așa în ce fel este astăzi. Pentru că ne considerăm mai mari, mai deștepți, mai învățați, mai credincioși ca cineva. Și nu e adevărat acest lucru. Păi trebuie să ne plângem păcatele noastre, cele multe. Poate că de multe ori auzim în bisericile noastre cu voia și fără voie, cu știință și cu neștiință. De multe ori nu am știut că este păcat unele lucruri. De ce este nevoie să ne plângem păcatele, preiubiții noștri?
și să cerem de la Dumnezeu lumina de care avem nevoie. Spunea odată o parte că fratele Traian de câte ori s-a întâlnit cu tineri să ruga ca să deosebească Duhurile, ca să cunoască Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel adevărat, care îl sfințește pe om, care îl întărește, care dă un drum pe care trebuie să meargă. Și lucrarea aceasta lui Dumnezeu ne chemați și pe noi. Acum, sigur că totdeauna îți vorbește despre facerea de bine. Și Domnul a spus, am fost sărac și gol și bolnav și intență. Și n-am venit la mine. Unde săraci a fost atunci, săraci sunt acum. Ei nu se rezolvă niciodată problema sărăciei. Când i-a spălat picioarele Domnului și milul acela era foarte scump și ucenicii, dacă s-ar fi vândut cu 300 de denari, că era valoarea unui om pe un an de zile și să fi dat săracilor. Dacă era să rezolve problema săracilor, Domnul a fi spus, vindeți-le, dați-le și rezolvați-le săracii. Dar ei nu se rezolvă niciodată. Deci el totdeauna va fi printre noi și că va fi lume, și țări bogate și sărace, săraci tot vor fi. Deci aia, pe ediții noștri, dorim ca Dumnezeu care ne-a chemat în această minunată lucrare și sfântă lucrare, care să rămână în învățătura care a venit. Venim acum de la o mănăstire, de acolo, de lângă, între Turda și Câmpeni. Și am citit pe mănăstire veche de lemn și scrie acolo 1797 de când este ea făcută. Ce să mai vorbim de lui Ștefan cel Mare de acum 500 de ani? Este dovada a credinței acestea care a fost sănătoasă în biserica noastră, dar noi n-am trăit după ea. Deci e credinței noștri, Dumnezeu ne cheamă să o trăim, să o împlinim. Și așa cum auzeam la rugăciune, o putem pune cu vorba, dar cel mai mult o putem face cu fapta. Pentru că putem vorbi multe, dar fapta este mai greu de făcut. Dar dovada noastră este atunci când o facem cu fapta. Și trăirea noastră se vede în jurul nostru, acolo unde suntem, unde ne-a așezat Dumnezeu. De aceea, lucrarea noastră s-a întins așa de mult, că mulți nu l-au cunoscut pe Părintele Iosif. Ce doar îi scria prin foaie, Părinte, vreau și eu să mă predau Domnului, vreau și eu să fac legământ cu astea, fără să-L cunoască pe Părintele. Dar cei care au făcut așa ceva, au trăit acolo unde au fost. Și de aceea s-a făcut atâtea adunări în toată țara. Dar vine și lupta aceasta, pentru că vrăjmașul diavol, acolo de lovitura. Cum spune și unele pilde care le citim noi, că acolo unde este o casă, o crâșmă, nu e nevoie de mulți diavoli, dar acolo unde este lucrarea lui Dumnezeu și un suflet vrea să îndoarcă lui Dumnezeu, acolo trebuie să toți. Acolo și cel din casă și cel vecin, toți. Pentru că aminte e că în satul nostru, când a luat ființă, părinților au fost împotriva fiilor lor care au început să meargă pe calea lui Dumnezeu. Ce sunteți voi de stricați legea? Cine v-a auzit până acum să nu faci nuntă cu băutură, cu muzică, cu jocuri? Cine v-a auzit așa ceva? Și au primit ei din casa lor. N-aveau unde să se adune. Mergeam la câte colibă, la grădina unui om și acolo s-a adunat, până când un suflet, o soră, a înțeles care este chemarea lui Dumnezeu și a început să-i primească în casă și așa a început să crească. Dar ei au dat dovadă pe iubiții noștri, prin viața lor, că vor să crească pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe noi să putem da dovadă acolo unde Dumnezeu ne-a așteptat, că l-am cunoscut pe Dumnezeu și că vrem să trăim o viață pentru Părăția lui Dumnezeu. Să-L vise pe Domnul Sfânt al Domnului.